weekend, scandalul izbucnit la Inspectoratul de Poliție Old după ce o agentă și-a înjunghiat fostul șef în a doua zi de Crăciun. În plângerea femeii apar nume grele din conducerea Poliției Old, dar și explicații despre modul în care a fost abuzată de mai mulți colegi polițiști. Tânăra susține că a fost violată de nenumărate ori și de șeful Poliției Balș în prezența comisarului pe care l-a înjunghiat. Astăzi au început audierile celor acuzați. De ce ați venit astăzi aici? Ne spuneți pentru ce ați venit? Cum comentați acuzații? Agenta Melania Renghea și acuză mai mulți colegi de viol și șantaj, printre care și un procuror. Unii dintre ei, susține ea, au fost martori la aceste abuzuri. Printre cei pe care îi arată cu degetul este și Ion Sotea, șeful Poliției Balș, care ar fi violat-o. De față ar fi fost și polițistul Gheorghe Barbu, principalul acuzat în dosar. Totul ce există la televiziune, aveți cuvântul meu dumneavoastră, că e scenare totală. Asta e părerea mea. Măcar o cunoșteați? Cât de dar cum să nu o cunosc? Adică e subalternă mea și nu o cunosc? Am lucrat acolo la poș și nu o cunosc? Cum să nu o cunosc? Și care era comportamentul? Comportamentul era fixist, era nu discuta cu nimeni, își vedea de treabă ei și atât. N-avea prieten, n-avea nimic. La audiere au participat și doi dintre avocații agentei Melania Renghea. Acum vor fi audiați, li se va duce la cunoștință probabil pentru ce sunt chemați și vor da declarație persoanele invitate astăzi. Vă dați seama, violul, așa cum a formulat clienta mea, șantaj și amenințare. La audierile de astăzi ar fi trebuit să vină și șeful suspendat al Inspectoratului de Poliție Olt, Ion Voicu, și el acuzat de viol. Acesta a depus și o plângere pentru calomnie împotriva polițistei și soțului ei la judecătoria Balș. În acest dosar, polițista este cercetată și ea pentru tentativă de omor, după ce l-a înjunghiat pe fostul ei șef cu un cuțit. Revenim în direct, revenim în studio. Așadar, în cazul polițistei violate, sigur, între timp sunt mai multe polițiste, dar vorbim despre cea care a declanșat tot scandalul, cea din Balș, cea care l-a înjunghiat pe șeful său. Așadar, se spune că nici măcar avocata ei nu mai crede în varianta violului, ci ar fi, de fapt, un fel de agresiune și atât. Cazul seamănă izbitor cu al acelei tinere de la liceul Jean Monnet, în care, țineți minte, de la o zi la alta se suceau părțile. Cert e că nimeni nu știe adevărul, fiindcă nici victima nu vorbește pe șleau cum stau lucrurile și, desigur, nici polițistul acuzat. Mai mult decât atât, nu se vorbește doar de șeful Poliției Balș și de șeful Poliției Județene Olt. Ambii vor să plece, ambii vor să se pensioneze, ambii vor să fie retrogradați. Femeia este gravidă, așa după cum știți, este undeva într-un spital din București. Cam astea sunt toate datele problemei. Alături de mine revine în studio senzația anului 2013, Roxana Avram. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am regăsit și abia aștept să încep. Roxana Avram este printre puținele femei din România, presupun, care nu ține cu polițista. Și o să vedem exact ce argumente are doamna Roxana Avram. Alături de Roxana Avram, în continuare, profesorul Lucian Ordănescu, Sorin Ovidiu Bălan, Victor Rusu, în studioul nostru. Să începem așadar cu Roxana Avram, să dăm cezarului ce al cezarului. Acum, tot împotriva polițistei sunteți sau v-ați sucit și dumneavoastră și ați trecut de partea ei? Nici de cum. Exact ca și în cazul profesorului violului cu profesorul și eleva, ca să nu mă pronunț altfel. Domnul Diaconescu, se pare că... am crezut că vă vrea să spună domnul Iordănescu ceva. Mă bucur nespus de mult că sunteți lângă mine în această emisiune, mai ales pe acest subiect. Da. Exact. Se spune că această polițistă este violată de 5 luni. Este violată de 5 luni, este însărcinată în 5 luni, respectiv 6 luni, că s-a precizat, da? Nu s-a precizat ea ce zice, a cui e copilul. Medic, corect. Aici vroiam să ajung. Nu s-a precizat. Vă mulțumesc frumos. Aici vroiam să ajung. Și eu mă gândesc, nu știu, eu așa gândesc, că există posibilitatea, eu cum am precizat și rândul trecut, nu cred în varianta violului. De ce? De un an jumătate să fii violată, nu se prea poate. Și aici vin eu, domnul Iordănescu. Dacă vrei să te lași violată. Mulțumesc frumos. Bine, vorbind din punct de vedere legal, și aici mă poate ajuta inclusiv domnul Bălan, viol înseamnă și atunci când spui nu. Da? Verbal. Și spui deci, nu și iei și una în bărbie și atunci nu mai... Fără să iei în bărbie nimic, fără nimic. Nu deci, poți să violezi nu. Dacă nu lovești o femeie, nu o poți viola. De ce, domnul profesor? Pentru că există viol și viol conjugal, da? Deci în familie, dacă soția spune nu, se cheamă viol. Și dacă până la urmă stă tot viol, se cheamă? Păi asta, aici vreau să ajung, domnul... Vreau să vă spun, știți cu ce seamănă cazul ăsta? Vă spun o fabulă. Zice că într-o zi, vulpea se întâlnește cu ursul.
jerpelită, ruptă, vânătă. Și ce-ai făcut, mă, fatul? De unde vii? Și uite, m-au prins lupii a doi acolo, zice, ieri m-au prins și mi-au violat și pe urmă a luat-o pe poteca ailaltă, zice, și astăzi, și m-au prins iar de nou și eu o să mai mă duc și mâine, mai mă duc și poi mâine. Dar era așa, nu? Vulpea vine acasă după o săptămână ruptă și o întreabă vulpoi, unde umbli, fă? Păi, după trei zile vine lipsită de acasă, unde umbli, fă? Păi, ce m-a prins ursul și m-a violat o săptămână. Păi cum o săptămână, că lipsești doar de trei zile. Da, da, mă mai duc și mâine și poi mâine. Da. Dar nu se potrivește aici, eu am o cu totul altă părere. Da, să ascultăm pe Roxana. Vă mulțumesc frumos pentru înțelegere. Și acum vin eu cu întrebarea, domnule profesor. Da. Ce traume sau cum se comportă o femeie violată? Viol în adevăratul sens al cuvântului. Bine, toată lumea o să-mi sară în cap și o să-mi spună, păi a folosit șantajul. Păi a folosit nu știu ce. Vreau să fie, da, foarte clar. Eu vă dau exemple. Tot de la trăsători le-am aflat și eu, de femei violate care au ținut secretul zeci de ani. Domnul Diaconescu, da, vorbim de viol. De viol, da, care acum am precizat. Adică a fost violată doar o dată și n-a spus nimănui până a murit. Exact. N-a reclamat nicăieri. Nu, n-a reclamat. Dar un an jumătate, domnul Diaconescu. Și mai spui că m-a violat ăsta un an jumătate și m-a mai dat și lui ăla, m-am mai dat și lui ăla. Domnul profesor, eu acum eu cred că câteva să seri... Să faci o confuzie în termen. Nu-i vorba de un viol. Poate să fie vorba de niște presiuni morale, poate să fie vorba de niște șantaje, poate să fie vorba de o tracasare, să-i facă tot... Vreți să vă spun părerea mea? Viol. Domnul profesor, eu am... Acum este strict opinia mea. Eu am spus așa, această doamnă, că este o femeie totuși, nu contează că este polițistă, ferească, Dumnezeu, se poate întâmpla oricui. Această doamnă a avut o relație cu acest domn, da? Ulterior, probabil că nu și-a mai dorit relația respectivă, între timp, rămânând gravidă, încă o dată spun, este părerea mea, da, rămânând gravidă, da? Da. După care, cerându-i respectivului domn să recunoască copilul. Numai că acest șef, domn, ce era cam puțin însurat. Și nu puteți spune noastră că acesta este viol în condiția în care timp de un an și jumătate spunea, bine, hai, vii mâine să te violezi, după care poi mâine te fac cadou altcuiva, iar răspoi mâine vii să ne întâlnim. Dar eu când vin răspoi mâine să ne întâlnim, îmi iau puțin și cuțitul la mine și te mai înțep puțin și pe la coaste. Nu putea, varianta cu să recunoască el copilul, ca de din start, ea era măritată. Nu, eu... Și un prof spune așa, bă, tu ești măritată cu ăla, dacă e în curte la el, e a în lui grădina e lui, așa nu este. Nu se pune problemă. Corect. Sigur că putea să fie, și nu ar fi avut o logică în mintea ei, măritată cu ăla, făcut nu știu ce, știi, copilul ăsta nu e al tău, e al ăla. Păi el audă șurpanul. Categoric. Dar eu vreau să vă întreb altceva. Ca și soție, da? Într-un cuplu. Soțul nu vede că soția își schimbă comportamentul, că vorbim totuși de un viol, vorbim totuși de șantaj, cum se pune în discuție. În ce fel să schimbe comportamentul? Care ar fi elementele? Păi, domnul profesor, în momentul în care spun viol, deja sufăr o traumă. Deci mai când mă gândesc și mă transpun în... Da, asta spun. Că soțul n-a văzut, poate a văzut niște fantezii pe care nu le știa la nevastă sa. Ce, băi, ia uite ce s-a deșteptat asta. Dar nu s-a gândit că le-a învățat în altă. Păi deja nu mai vorbim despre viol, dacă păi, spuneți așa. Păi, dar nu este, aici este greșit termenul. Se vorbește despre un viol, poate o presiune morală, un șantaj moral pe diverse chestii. Și atunci acceptă, că doar cu un pic de să pun și apă călduță, zice, te faci nouă nouță, nu? Da. Așa că nu se pune problema. Dar nu e vorba de viol, pentru că și legea spune, un viol poate fi determinat în 30 de zile. De ce? Violul întotdeauna se face cu forțare. Mulțumesc frumos. Și atunci forțările astea sunt, lasă niște semne fizice. Nu că pe calea aia violului se mai vede, că zice că pe cărările bătute nu mai crește iarbă, nu? Domnul profesor, inclusiv la IML se constată aceste forțări. Când lasă niște traume pe tegumente. Când chiar este viol în adevăratul sens al cuvântului. Ceea ce în cazul acesta nu putem vorbi de
viol. Violată de un an și jumătate. Și tu mai ai un soț cu care cât de cât, așa, de voie, de nevoie, ai relații sexuale în continuare. Și vii și spune și ăla ce să facă. Are un microscop special sau un olfactometru și zice, stai că pe aici a mai intrat ceva care miroase altceva. Doamne, asta e caragios. Am mai spus și acum câteva seri. Hai, te duci în seara asta acasă, te doare capul. Că sunt singura femeie dintre toți cei de la masă. Ei, am fost nu fi se așa sigură că noi suntem bărbați. Asta așa. Am fost și okay. Noi femei într-o viață da. Anterioară. Vă vine soția, prietena sau, mă rog, vă vine acasă consoarta și astăzi spune mă doare capul, mâine mă doare burta, apoi mâine mă doare nu mai știu ce și așa mai departe. Iar ulterior, dumneavoastră, observați ceva la comportament. Păi, de atâția ani în mariaj, dumneavoastră nu vă cunoașteți soția? Nu. Nu. Nu? Nu. O cunosc așa, că știu cum o cheamă. Da? Pentru că după o anumită perioadă de căsătorie, nu știți, bancola cu colegii de facultate, da. Sărbătoresc 40 de ani de la terminarea facultății, și unul dintre ei căsătorit cu o colegă. Și la masă stăteau lângă ei cel mai apropiat coleg al lor. Și ăsta, în timpul mesei, către nevastă s-a zicea, iubirea mea, dă-mi și mie șervețelul mai aproape. Frumoasa mea, sarea, te rog frumos. Dragostea mea, dacă poți să-mi dai și mie scobitorile. Se duce doamna la baie și prietenul lor din facultate, bă, extraordinar, după 40 de ani de căsătorie, să-i vorbește așa, la care ăsta stai, să nu greșești. Am uitat cum o cheamă. Așa că o cunosc, că n-am uitat cum o cheamă. Și domnul... vorba din psihologie, cine își imaginează vreodată, decât dacă e vreo toantă, rău de tot. Ca să nu-i spuneți că, altfel. Că poate să-și cunoască partenera de viață în toate cotloanele ei. Păi minte mai parșivă ca păi, femeie, nu cred că există. Înseamnă că n-ați fost atent la ce am spus eu. Ba da. Păi nu, un sub, să vă spun eu de ce n-ați fost atent. Domn profesor, e cu ochii pe tine. Domne, și eu la fel, e feblețea mea, domn profesor. Eu mă pricep mai bine și prin natura profesiei la femei. Pentru că eu știu precis câte femei am avut la viața mea. Nu câte, spun câte, nimic. Nu, eu câte nu femei spun... ai avut? Doamne ferește. Păi atunci nu te pricep la femei. Eu am spus că nu spun nimic. Subiectul nu sunt bărbații, sunt femeile. Dacă ar fi bărbați, nu m-aș băca. Tare, și acum lăsând de ce domnul Iaconescu e tare? Nu, domn profesor, că m-a întrebat de zile mari, da. Păi să vorbească mie de femei. Păi bine, dar e chiar femeie. Păi e, dar să cunoaște, aveți încredere. Să cunoaște pe sine, dar nu cunoaște. Domnul Iaconescu, haideți că vă spun ceva, dar nu ne aude nimeni. Eu știu câte femei a avut domnul Iaconescu. Multe de multe tot. Sau și bunăciuni. Mai multe decât a avut ăsta. Ce bunăciune așa de parcă s-a trepezit dinți. Mai multe decât Ilie Năstase? Cred. Mai multe decât Julio Iglesias? Păi, oricum să mai bătrân ca Ilie Năstase. Nu mai dau din casă. Da. Nu am permisiunea, nu, domnul da, Iaconescu. Tot n-am înțeles, domnul profesor, dumneavoastră țineți cu polițistul sau cu femeia violată? Cu polițista sau cu polițistul? Eu nu țin cu nimeni, dar țin cu umbrii, nu știu ce a fost. Păi da, aici e o situație fără precedent, în sensul că femeia l-a și înjunghiat pe polițist. Adică în cazul în care puțin polițistul așa. Chiar nu a violat-o, hai să vă spun, ea e chiar făcut. Criminală. Deci, e atacatoare. Da. E... Păi da, asta este și acuzarea, pentru că... Cum e acuzarea? Nu e acuzată. Că nu, ancheta a stabilit că nu se pune problema de viol. Și atunci înseamnă că ea e criminală. Și că ea este tentativă de omor. Tentativă de omor. Așa e, domnul Bolan? Da, ea spune că i-a dat pumnii în burta de însărcinat. La noi... Nu s-a văzut. Păi până domnul să fie însărcinată și ea la spitalul universitar e sub pază acolo? Ea este cercetată ca și criminală? Nu, domnul Diaconescu. Este acuzată, da. Haideți ca să lămurim că... Redem, glumim, da, nu părăsim incinta. Așa. Nu, dar la ora asta, dumneavoastră, domnul Bălan, acum fără nicio glumă, trebuia să fiți, în mod normal, dacă alegerile erau corecte, trebuia să fiți ministru de interne. Ce ați făcut în cazul ăsta? O dădeați pe ea afară sau pe el? Era în pușcărie de mult. Cine? De la de mult? Polițiști? Toți polițiști. Era în pușcărie de mult. Că și sunt Bălan cât cuprinde, cum stați puțin, și ea era eroină, da? Absolut. Deci, 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 cum să fie eroină, domnul ea, Bălan? Ea este... Deci, noi mergem acum, știți ce facem noi acum? Degeaba ține cu ea. Domnul Bălan, o cunoașteți pe polițistă cumva? Nu, cum dar de ce n-ar putea să o cunoască după ce spune acolo? Da, ziceți domnul Bălan, nu, ce spune domnul Bălan, așa deci, zice toată lumea, că el e de vină și nu ea. Hoțul cu un păcat și păgubașul cu 100.
Deci femeia asta, care vai de capul ei, acum era să piardă și sarcina în spital. De unde știi? De unde rezolvi? De la doctor, de la comunicatul medicilor. Vă spun eu, când a făcut reconstituirea... Acum eu n-am căutat toți, văd. În acel moment a intrat în iminență de avort. Iminență de avort? Nu, deci comunicatul mi se pare... Comunicatul medicilor... În momentul în care făcea reconstituirea. Acum trebuie să avorteze ca să o credem. Nu, iminență de avort înseamnă în momentul în care deja s-a rupt apa, cum să zice, și începe... Dar ea n-a avut treaba... Așa domn profesor, au apărut probabil. Haideți ca să lămurim în primul rând, dacă îmi permiteți, din punct de vedere juridic, că ați făcut aici niște afirmații și eu nu sunt de acord cu ele deloc. Niciodată. Deci viol nu înseamnă că trebuie să-i dai 48 de pumni în cap. 47. Să-i umfli ochi. Dai afară. Asta e hărțuire sexuală. Hărțuire. Să nu este hărțuire sexuală. Dar viol este orice presiune morală făcută în scopul de a întreține relații sexuale. Deci dacă eu mă duc și îi spun, îl răpesc pe fitul sau pe maică ta, dezbracă-te, este foarte viol. Chiar dacă nu-i trag niciun pumn în cap. Nu, dar este... Noi nu vorbim de viol de asta, domnul Bălă. Dar în momentul în care îi spune, mâine ești șomeră, dezbracă-te. E hărțuire sexuală. Hărțuire sexuală. Asta e viol după aia. Nu e presiune. Dacă să și consumă actul sex. Deci în secunda în care i-ai zis asta, e hărțuire sexuală. Deci în secunda în care ai zis, te dau afară dacă nu-ți dai jos, mă, dragii, e hărțuire sexuală. Dar nu dacă e presiune psihică. Dacă e șeful ei, dacă e șeful ei, e hărțuire sexuală. Că degeaba mă duc eu și spun, fă, te dau afară dacă nu te dezbraci, că o să-mi tragă și un baston pe spinare. Dom'le, dar e complet greșită treaba. Dar pentru că asta e consumat, tot o presiune. Da, sigur. Acum este viol pe față. Și am să vă spun de ce fata asta a tăcut un an jumătate. Și vă mai dau exemple câte vreți. De ce fata asta a tăcut un an jumătate? A tăcut așa. Din motivul că sunt generații întregi, vreo trei, dacă nu mă înșel, ieșite de la Academia de Poliție, copii cu studii, unii dintre ei am văzut, copii spălați, care ar fi putut schimba fața poliției astea și care stau acasă și trăiesc din banii părinților, pentru că nici nu au voie să angajeze niciunde. Și dacă lufata asta, care e o biată plutonieriță acolo, vai de steaua ei, așa, dacă îi spuneai că o dai afară, asta rămânea pe drumuri, domnule. Asta era vai de cap. Mai există o fătucă, acum a fost caz de curând, a ieșit din Academia acum... de Poliție, a dat pe unul la o parte după 20 de ani și aia s-a așezat ea în locul. Aia l-a dat cu curul, aia e alt caz. Noi vorbim despre violul de aici. Și apoi vreau să vă întreb următoarele lucruri. Cum se explică că în Poliția Balș nu mai lucrează nicio femeie? Din câte au fost și au lucrat acolo, toate și-au cerut transferul. Domnul Bălă. Care nu și-au cerut, o secundă că vreau să pun argumentele pe masă. Care nu și-a trecut transferul, a cerut să treacă la stradă. N-a vrut să mai lucreze în birou acolo, să rămână în eventualitatea în care ar fi putut să rămână singură cu acest nemernic, care este un nemernic, vă spun. Eu sunt de acord cu ce spuneți. Și sunt de mulți ce, ca el. Dar nu știu... e vorba de viol în sensul strict al cuvântului. Știți Corect. Că rezolvarea cazurilor în Balș, criminalitatea e tare de tot. Au rezolvat la cazuri ăștia de au găsit draci. Eu îl știu pe ăsta, pe milițianul ăsta șef, pentru că m-a julit unul cu mașina chiar la ieșirea din Balș. Și am zis, domnule, hai la poliție, că să nu... Și l-am văzut de ce este în stare. L-am văzut și cum se purta cu subalterni, l-am văzut și de ce este în stare. Am și auzit despre el destul de multe. Și despre el, și despre șeful lui. Ei au acolo niște cazuri grave de tot, de femei violate, omorâte, legate cu... Sunt unii bătuți în cap, nu știu de ce. De la Rămarul până la zona aia e puțin ciudat acolo. Există în psihologie explicațiile foarte clare. E puțin ciudată zona aia. Și vă spun că am făcut materiale la Priseaca acolo. A fost un criminal în serie, vreo 7 victime. Copile. Deci e o zonă cu un potențial criminogen dintre ăsta grav, de violuri, așa, foarte mare. Rezolvă pe dracu, ăștia n-au rezolvat nimic. Și acum vă întreb, nu lucrează nicio femeie acolo în poliție?
N-au rezolvat mai nimic cazuri, stau numai în șprițuri toată ziua, așa cum se întâmplă în 90% din polițiile orășenești din țara asta. Și trei, și asta vă rog chiar să-mi răspundeți. De ce nu s-a prezentat la ministrul de interne când a fost chemat șeful poliției județene? Păi pentru că ne merg din costă la altul de mână. Păi domnule, ce se întâmplă? Eu sunt de acord tot ce spuneți, mai ales că l-a luat gura pe dinainte un pic, era ministru, dar a spus adevărul. Nu mi-am imaginat că în poliție poate să fie atâta golănie. Și corect. Dar da. De ce nu s-a prezentat? Tu trebuia să prezinte la ministru sau la comisia de disciplină și să zică, domnule, aia e nebună. N-am violat-o, nu o cunosc. A zis, l-am ascultat pe urmă, că nu o cunosc, că nu știu ce. Cum nu o cunosc dacă eu lucrez cu ea? Cum adică nu o cunosc? Păi bine, o cunoște așa de trecere după șantă, acolo nu știe despre ceva. Eu sunt de acord că o golănelă de sus până jos, că eu personal, nu intru în detalii, am un caz, eu personal, în care unul din polițiștii cu care discutam și discuta cu mine, zice, păi a zis persoana de sex feminin că să se sinucide. Și eu zic așa, păi o curvă mai puțin. El îmi spune mie, domnice, dar Iisus Hristos, polițistul. Nu mai vorbiți cu... Zice, Iisus Hristos a zis, cine-i fără de păcat să dea piatra. Și am zis, cu anima ta ești popă sau polițist? Zici mie. Pentru că oricum, toată treaba asta, toată debatura asta, pornește de la încălcarea articolului 28 din Constituție și 195 din Codul Penal. Dacă vreți, o singură explicație n-a dat fata asta. De unde până unde era ea cu cuțitul în mașină? Da, eu stați puțin. Păi e premeditare. Asta clar am spus. Nu, stați puțin, știți cum e? Eu nu știu. Că eu am invitat la o altă televiziune, fiind prin telefon, la B1 era. Da. Fiind prin telefon bărbasul, am văzut, l-am întrebat că ea a premeditat și a venit cu cuțitul. Iar bărbasul a spus că nu. Păi, că e cuțitul lui din mașină, că el se duce și la pescuit. Păi ce și la un control de rutină nu era armă albă? Nu, un cuțit, nu, un briceluș. Nu era albă, nu e, nici nu l-a tăiat foarte rău. Și dacă există martori care confirmă că ăsta se ducea la pescuit, mai avea și un cuțit să ascută undițele, la revedere. Astea sunt argumente care țin într-o anchetă și găsesc și martori care să spună. Că ce bă, ce cheia aia e cuțit? Da. Sunt o groază de șoferi care au câte o bută de baseball. Bun, dar ziceți-mi și mie altă chestie. Ea, nu contează. Chiar șoferii de salvare. Șoferi de salvare, da. Pentru că o pățesc săracii, da, rău. Stați puțin, ziceți-mi și mie o chestie. Era de pescuit, da, scuțit undița, de făcut treabă, nu contează. Ea știa unde e cuțitul și l-a luat, ea l-a chemat, ea s-a dus cu mașina la el acasă. L-a chemat în mașină ca să ce? În mașina personală, evident. În mașina, ca să ce? Dar el ce caută în mașina ei? Asta e altă treabă, nu, păi devin, nu, nu, domnul Ovidiu. Domnul profesor, vreau să arată premeditarea. Domnul profesor, dacă eu am o subalternă, lucrez la miliție și am o subalternă și la 9 seara vine cu mașina și mă cheamă în mașina ei... Vă duceți deja în costumul lui Adam. Îi spun, mâncaua-r tata, vină mâine dimineață la birou. N-avem ce discuta, da, particular. Da, el nu-l cheamă Ovidiu Bălan pe ăla, îl cheamă altfel. Vino mâine la birou, dacă ai vreo problemă. Dacă este foarte urgentă, în 10 nu vii la mine acasă. Că Balșul ăla e o stradă și atât. Da. Nu vii la mine acasă. Ne vedem la sediul poliției. Dom'le, e ceva grav. E Bin Laden, l-ai văzut până oraș pe Bin Laden. Da? Bun. Nu mă iei pe mine în mașină. Da, și nu vine în mașina ta. El de ce s-a dus, s-a dus. Păi de dar ce ea de ce a venit? Păi de ce s-a dus? Păi de ce că a venit ea? S-au dus împreună pentru că și-au dorit să se ducă. Asta arată că nu este... Băi, rog seama, tu ai fost gravidă vreodată? Nu, mulțumesc. Că eu, uite, sunt. Păi cum să te duci la 6 luni să te culci cu... Domnul Bălan, dumneavoastră... În mașină. Referire... În mașină, în fața casei. Domnul Bălan, dumneavoastră faceți referire strict la astea 6 luni, dar până a fi însărcinată, de ce se ducea? Păi uitați, o să vă dau eu de exemplu de ce. Pentru că, unul, ar fi dat-o afară și în anii 90 și o să... În anii 90 și au cum fost... era mai bine? Să stea acasă lângă soțul ei, să fie dat afară sau să fie violată tot timpul și făcută cadou altor bărbați? Dumneavoastră spuneați mai devreme... Aici nu știu să răspund, că n-am minte de femeie. Și stați să vă mai spun încă una. Femeie, spuneați că nu mai există și s-au retras toate polițistele de acolo, da? Da. Deci hai și să spunem a că... spus că a cerut de repetate ori să plece și... Bun. Și de ce n-a plecat? Pentru că nu i-a dat transferul. Numai o secundă. Nu te duci la miliție de capul tău să te muți de colo-colo.
Deci toate au plecat de acolo. La primul viol la minister. Care nu s-a adus. Domnul profesor, în anii 90 asta a început, să vă spun. Au fost vreo 3 violatori în București. Vorbim de violatorii profesioniști, nu de ăștia. Unii care au și omorât parte din victime. Stroia Adrian, mai era încă unul ăla cu taxiul, cu 850. Da. Stroia Adrian tot taximetristul morții. Ăla îl chema cu Panait, Pârvul ăla cu 850. Ăla care scotea așa, că am fost și pe la el pe acasă. Ăla avea chiar era căsătorit și era un copil mic. Așa. Când a fost prins, pentru că avea 4 victime. 4 victime a avut. Și a fost dibuit de cei de la omorul. Când a fost dat în ziar, eu l-am dat în ziar. Când l-am dat în ziar și după aceea l-a dat TVR-ul, că pe vremea singurul TVR-ul, singura televiziune a RPR era TVR-ul, s-au prezentat la poliție, cred că pe puțin 200 de femei. Pe puțin. Care fuseseră cert violate de către ăsta și tâlhărite, pentru că femeia, înainte de a vedea ce s-a recuperat de la el de acasă bijuterii, descria bijuteriile. Dom'le, mi-a furat, deci cu tare putea și proba, cu tare. Da? Erau, se putea proba că ăsta le-a violat. Și spunea în ce loc, cum așa, îl descria, s-a făcut recunoaștere din grup, deci tot tacăm. Da, nu era salariata lui sau funcționa subalternă. Era una după stradă. Deloc, o lua cu taxiul, zona lui de vânătoare era Gara de Nord. Da. Pe vremea aia nu erau taxiurile galbene și nu știu ce. Păi erau taximetriștii aia particulari, da. Tehnica era asta, să urca femeia, sub pretextul că el închide mai bine ușa, scotea clanța aia de la ușă, rămânea femeia blocată acolo și o ducea pe câte un câmp, o viola, îi lua bijuteriile, dacă era vreuna mai arțăgoasă, o omora. Da. Bine, a și dat o explicație, că l-am întrebat, bă, dar de ce ai omorât-o, mă, frate? Nu te cunoștea, nu? De ce omoră, mă, femeia? O fată care stătea, o fată tânără, studentă și frumoasă, i-am văzut pozele, stătea în Măgurele, lângă platforma Măgurele, părinții stăteau acolo. Și a luat-o de pe drum, plecase și a făcut și ea cu mâna, n-a mai așteptat autobuzul. Mi se pare că asta a fost ultima lui victimă. Ultima victimă, da. Ultima, da. Și zice, domnule, m-a rugat să o omor, că a zis că e așa violată. Nu mai poate să trăiască. Ia uite ce milos. Această întrebare vreau să vă adresez eu, dumneavoastră, domnule profesor. Ce face o adevărată, femeie în adevăratul sens al cuvântului viol? Deci au apărut 200 de femei cert violate de ăsta, violate cu 6 luni, cu 8 luni, cu un an înainte, care n-au spus. Unele nu erau nici măcar căsătorite. Să zicem că alea căsătorită sau mai bine, zic, domnule, s-a întâmplat, ducă-se dracu și cercei, mă bate idiotul ăsta de vă, mă lasă, las-o așa. Multe dintre ele au venit la poliție și l-au înfundat pe ăsta, cerând să nu li se dea, să nu fie chemate în proces, să nu fie martore. Tocmai... Pentru că le era teamă. E, no, și rușine. Da, fata asta care era la dispoziția, domnule, dumneavoastră nu știți cum este în poliție. În poliție este o, cum să vă spun, o, nu oligarhie, e o proprietăreală dintre asta. Șeful de poliție e proprietar. Haideți, domnul Bălan, că nu este peste tot. Bă, așa. Nu peste tot, dar unde nu e? O fi la poliția din Techirghiol. Unde nu e? Dar în rest îți spun eu că așa este. No. Deci șeful de poliție este ultrajupânul din țara jupânilor. No. El strânge șpaga, pentru că el dă șpaga mai sus, fără el. Bine, nu asta nu le contest. Nu poți să promovezi și șprițurile cu curve, cu lăutari și dacă tot mai bei un șpriț în birou și intră amăreta asta, îi spui, ia dă-ți pe pantaloni jos. Deci asta se întâmplă în poliție, eu vă garantez. De acord cu dumneavoastră. Cu dar nu viol în sensul tehnic al cuvântului. Nu, eu spun în sensul juridic. Că la pușcărie se duce pe juridic, nu pe tehnic. Păi știu, dar... Iar dobitoci ăștia cu reconstituirea, ca să vede, că reconstituirea violului.
Păi așa se face. După ce asta vreo 5 minute peste ea. Cum se reconstitui violul, domnule? O mai pui pe aia odată să mai violează. Vă dați seama cât de bătuți în cap sunt. Nu? Păi ai... Poate reconstituirea tentativei de omor, deși ea... De ce, domnul Vlancă, poate mai veneau încă vreo 2, 3, 5, 7 cadre și deci eu vă spun că au apărut, știu din culisele anchetei, au apărut deja multe declarații împotriva derbedeilor răspunde. Dom'le, multe asta e adevărat, strict autentic ce spune și am avut și am încă posibilitatea să verific, așa este peste tot în poliție. Numai că m-am dat într-un fel tare cu ei. Dar... De aici până, că pă, ziceți pe juridic, păi pe juridic sunt atâtea erori judiciare de neimaginat. Eu am așa dosare. Pentru că se face eroare judiciară. Nu? Păi ce a murit Sundrea? Și câți? Și câți să, văd că uită să spună domnul Diaconescu, să ne lăudăm și noi aici. Da. Păi Sundrea eu l-am scos din pușcărie. Să fie clar. Să fie țărnaușor. Eram la Antena 1 când... O doamnă, nu pot să-i dau numele că îmi desconspir sursa. Păi nu. M-a sunat de la IML, bă, știi că nu e ăla. Și am sărit, eram la antenă. Am sărit și m-am dus în fața, există înregistrare. Da. M-am dus în fața, la Târgu Jiu, în fața tribunalului și am transmis la jurnalul de la 7. Aici, în spate, stă un om nevinovat de 12 ani. Și după aia a început restul lumii. Am fost și am filmat la casă, am vorbit cu maică-sa. Am vorbit cu părinții fetei, cu baba aia care a fost luată drept martoră, care zice că l-a văzut mergând pe cărare în spatele fetei, care baba nu mă vedea pe mine la masă, dar apoi să-l vadă pe ăla la dracu pe cărare. Deci juridic ziceți că merge juridic. Sunt dacă justiția e făcută de aia care sunt, mai ales la comisia juridică, eu știu ce lege juridică este. Păi becalii la comisia. Păi toba. Dar psihologia... are alte norme și judecă altfel. Violul este unul singur. Și ăla se poate reconstitui, adică se poate depista, nu pe anexele corpului, cam 30 de zile, dacă e viol în termeni științifici. Dacă e viol în termeni juridici ala becanii, eu știu... Domn profesor, încă o dată, nu trebuie să-i spargi capul ca să fie viol. Nu știu, dar psihic, domnule profesor. Încă o dată asta vă spun. Este. Deci dacă îi spui, îți răpesc copilul... Păi și psihic. Dacă ai violat-o și nu i-ai făcut... Nu, ăla e șantaj. Și este hărțuire. Cu șantaj. Că nu-i cer niciun bar. Nu, păi, există și șantajul moral. Nu, nu. Aici iar greșește justiția. Zice că te șantajez numai dacă vreau să beneficii. Nu, eu pot să te șantajez moral. Să-ți creezi presiuni morale e o formă de șantaj moral. Dar ăștia nu știu, că săracii dacă fac ce... Da, da, șantajul trebuie să obțin un păi, beneficiu. Păi, există obținerea unui avantaj care urmează. Dar există psihic în viol, în care eu nu i-am lăsat nicio urmă fizică. Dar un expert în momentul în care stau cu victima și sunt o sumedenie de întrebări capcană pe care îi le pot pune. Și m-am prins că minte sau nu minte. Și chiar pur și simplu din priviri și îți poți da seama că acea femeie chiar a fost violată. Asta se numește psihometrie, e o știință foarte complexă și nu știe cam toată lumea ce înseamnă să... Auziți, dar dacă un general secretar de stat, al doilea om din Ministerul de Interne, ia-și pag un milion de euro în fața ministerului, în poarta ministerului, sunteți de acord cu mine că șeful miliției Balș poate să-și violeze o subalternă? Poate, eu zic că da. Poate, dar n-a violat-o. Cum să violeze după ce mă violează de un an jumate? Și m-am mai dat și la alții. Bă, frate, face exact ca ursoaica sau ca vulpea. Îmi cer scuze, domnul profesor, că vă întrerup puțin. Domnul Bolan, dumneavoastră spuneați, ce spuneam mai devreme, ați spus că nu mai există nicio femeie ca și polițist în această... Da, toate și-au cerut transfer de-a lungul timpului. Bolan. De ce? Și-au cerut transferul, de ce? Pentru că, da, plecat, mai mult sau mai puțin, ori a fost hărțuire, ori le-a violat, ori, da? Păi, din toate femeile alea, e una, ferească Dumnezeu să mi se întâmple mie. O chestie de gen. Dacă mergi în poliție. Oriunde. Știți ce aș face eu? Și să aud pe aia violat-o. Că se duce vorba, domnul Bălan. Păi, tocmai că te-am vorbele făcut astea... cadou. Vorbele da, astea deja fi... se strâng acum într-un dosar. Dar ziceți așa, cine... asta vreau, numai puțin, da, domnul da. Profesor. Chiar niciuna din acele... Că totuși vorbim de polițiste, nu vorbim de oameni vânzători și așa mai departe. Da? Deci, această polițistă sau una dintre colegele dumneai ei, da?
De ce nu a zis, da, cum, dragul meu, șef, ne întâlnim, ne înregistra? Sau făgea un flagrant, ghilimele de rigoare. Un flagrant, se ducea la el, cu el unde? Cum unde? Unde, unde se ducea? Se ducea la IGPR, mergeam la Băsescu. La IGPR? Veneam la... La IGPR, adică la ăla care ia șpagă de la ăsta? Știți unde veneam? La Fătuloiu se ducea. Veneam la OTV. Nu, 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 să vă spun. La Fătuloiu? Hai, domnule, să fiu serios. Eu am camere ascunse fel și chip și le-am făcut de multe ori. Aveți un pix, da? Nu, nu, mă, aveam pixul ca să-l arăt, dar altele, o grămadă. Știți cui am dat înregistrarea? Taman împricinatului. Și am zis, ia uite-te... Păi da, dar deja îl șantajează dumneavoastră la o adică? Nu, nu i-am cerut nimic. I-am zis, uite-te ce zice, am talent de operator, ia vezi. Și am zis, și ce vrei să-mi faci? Cu nimic. Dar e sabia lui Damocles. Ai grijă ce faci. Dar sunteți de acord cu mine, domnul Balancă, dacă... Dar toate femeile alea exist... care toate au plecat. Păi asta spuneam, dacă cineva... Îi făcea o înregistrare, o filmare, o ceva, orice, se ducea bine, nu avea unde. La... Ministrul pățea, nu se putea, pățea, da? De 7 ori mai rău decât pățești acum, când uite-te la ea, săraca gravidă, o târăște pe în spital cu patul cu roșie. Adică și mimează cum s-a mântat în pat acolo. Și acum e și victimă. Nemernicul ăsta despre care tot orașul știe că este un vagabond, e bun. Nu, nu vin nu, nici măcar să... Nu e bun ăsta, trebuie pușcărie. Sunt băgat. Atât de nesimțiți încât, domnule, nu vin la minister. Se îmbolnăvesc. Păi, băi, frate, bine, și domnul ministru e vai de steaua lui. Cum e turcul și pistolul. Vai de steaua lui și domnul ministru. Păi stai, mă, prietene, că este o modă în MEAI. Nu știu în rest, dar în MEAI e o modă. Cum se zbârcește ceva? Deodată se îmbolnăvește. Deodată e în concediu medical. Sau face infarct. Conform legii, n-ai ce să-i faci. Cât e în concediu medical, nu poți să-l dai afară, nu poți să-l cercetezi, nu poți să nimic. Și zace în concediu medical, pe spate, în spital sau acasă cu perfuzii, vai de mama lui. Păi atunci eu vin și te întreb, domnule șef de poliție județeană, dacă ești așa bolnav, cine măta te-a pus în fruntea poliției județene? De ce nu te duci prietene acasă să te faci bine? De ce nu lași pe unul sănătos? Păi cum să fii polițist când te îngălbenești la față în secunda... Dar pe alții i-au luat în spital cu perfuzia mânei și l-au dus la anchetă. Eu te întreb, dacă ești bolnav, cum de-ai ajuns? Că polițist înseamnă un funcționar al statului. În ordinea statului, da. Special, siguranță și încredere, un funcționar special, da? Păi special înseamnă, în primul rând, în domeniul ăsta, da, să fii sănătos. La Academia de Poliție, când te duci, dai teste psihosomatice. Dai teste și psihice de, și somatice. Dintre astea medicale și teste de-astea de alergare și fizice, că sunt eliminatorii. Da. Atunci, ori ai intrat cu șpagă și testele alea ai dat șpagă și să dă șpagă în Academia de Poliție, și câți n-au intrat, și au fost scandaluri sexuale în Academia de Poliție probate, probate, nu așa, păi, și să dă șpagă probată și asta. Corect. Așa. Deci, tu îmi dai teste fizice, dai teste psihice, îmi dai teste pe măta, în fiecare an ești evaluat. Și dintr-o dată când izbucnește scandalul de viol, te ia ficatul, te ia pancreasul. Aici, domnul... Îți dai seama că n-ai decât un rinichi. Și cel mai bun avocat e zmurdul la ei. Nu, 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 dar aici, domn profesor, a fost pe undeva tangent cu ce ziceam eu. Păi știi ce trebuia? Când ăsta, cu chestia asta de lipsă de obraz, a spus că e în concediu medical, trebuia o salvare a unui spital al poliției să ducă să-l ia, nici nu era internat, să-l ia să-l aducă la ministru. Dumnezeu, nu să-l aducă, domnule, să-l ducă la policlinica mea aici. Păi dacă ești bolnav așa, vino că de-aia avem sistem de sănătate. Să-l ducă la gerotam. Domnul Bălandar, știți că a fost supus testului poligraf. Așa. Și a ieșit că nu a mințit cu absolut nimic. Știți cum se poate păcăli poligraful? Care-i problema? Păi testul și atunci poligraf, de ce la alții? Este orientativ. Nu te bagă în pușcărie pentru eu nu poligraf. Dau nume, că niciodată. Tot cu dumneavoastră dar am avut o contradicție. Dacă în cazul acesta nu se ia fusese, în considerare... Putea să fie beat, să fi luat substanțe psihotrope. Testul poligraf este orientativ. Nu, deci eu mă iau după fapte.
testul poligraf. Și deci, cum putem domnul... noi să probăm? Păi ce să probăm? Păi nu, eu nu trebuie să probez nimic. Că în alte violuri? Eu vă spun, dacă eram ministru de interne, cum tot zice domnul Diaconescu, dar nu o să fiu, că nu-mi place, eu sunt ziarist. Deci eu, dacă eram ministru de interne, mergeam pe firul ăsta. Băi, prietene, te-ai îmbolnăvit, ai nevoie de perfuzii? Da. Până acum ai fost sănătos, să până știți ieri... că o să se supere domnul Tudorel Butoi pe dumneavoastră, că a spus că nu se ia în considerare testul ăsta și că se păcălește. Nu. Păi deci, nu, pentru că este indiciu. Nu e probă juridică. Corect. Deci este probă, este indiciu. Domn profesor Butoi, care e prietenul meu de 40 de ani, nu o să se supere pe mine, că știe că eu îl iubesc și țin mult la el și îl apreciez ca pe un super profesor. Da, am și deschis acest subiect. Și un om care a spart mulți infractori. Da, asta am și deschid infractor. Acest... Dar nu s-a dus cu testul subiect. Poligraf la tribunal ți-a zis arestație. S-a dus cu testul poligraf la judiciar și a zis, ia uitați. De acord cu dumneavoastră, dar de ce în acest caz, da, cu polițistul respectiv, se ia în considerare acest test poligraf, ca și indiciu evident, nu ca probă, iar în alte cazuri mediatizate, care nu dăm nume acum, nu se ia în considerare. Pentru că se ia și pagă în justiție. Nu, și mai da. Că se ia și pagă în justiție. Mai e un fapt la datorită acestui fapt, stau oameni nevinovați... Că-i doamna Hăineală la... Domnul Bălan, datorită acestui fapt, stau oameni nevinovați în închisoare, în arest, luni de zile, uită nu Dumnezeu acolo. Nu stau și ani de zile. Îi amestecă cu infractorii, gata, condamnați. Și după nu știu cât timp spun, domnule, n-avem probe, deci dar până găsim probe, stați acolo. Este un principiu de drept care zice că să scape 10 vinovați decât să bagi un nevinovat. Câți nevinovați avem noi în închisori, domnul Bălan? Uitați-vă că, sute, nu? Uitați-vă nu știu dacă că sute, dar valabil mulți, la ora asta nu este articolul 66 din codul de procedură penală prezumția de nevinovăție, e prezumția de vinovăție. Asta funcționează. Știți de ce? Pentru că pe vremea lui Ceaușescu așa se funcționa. Da. Adică te-am luat și pe urmă văd eu ce-ți probez. Acum trebuie să pleci. Și să știți că sunt meseriași în poliție, și am cunoscut dintre ei și îi respect foarte tare, care pleacă de la faptă. De exemplu, cei de la omor. Deci, pleci de la faptă și ajungi la autor. Da. Dar tu începi ca plutonierul ăla vechi, deștept, care știți că stăteam post și când a venit absolventul de la Academia de Poliție, a zis, băi, ai învățat multe acolo, așa? Ăsta, da. Bă, știi cum începe o anchetă ca lumea? Și ăsta zice, nu. Îți spun eu din experiență, că o bătaie bună dată martorului. Da. Dacă începem iarăși cu o bătaie bună dată martorului și îl batem pe aia ca în bancul ăla cu cine a scris scrisoarea a treia și vine, știți, vine cu el da. De găzice. A mărturisit, el a scris. El a scris. Așa, milițianul. Plecând de la om, dar și ăla, băi, sărire, dar și bancul ăla teribil în care au găsit un mort pe Edgar Chine și când erau să scrie, nu știau cum să scrie Edgar Chine și au mutat mortul. Pe Academie. Dar știți, deci dincolo de asta, domn profesor, da, știu. Domnul Condurățean, ăsta e banc, dar eu vă spun un caz real și am și făcut material despre asta, în care la granița dintre două județe au găsit un mort. Unul a murit. Și ăștia din județul unde era, l-au luat și l-au zvârlit la ceilalți în județ. Ca să nu mai fie la ei. L-au zvârlit peste granița județului. Le-au aruncat mortul în grădina lor. Pe bune, da, da, pe cercetate și pe dovedite. Ce vorbiți dumneavoastră? Miliția populară? Hai să fim serioși. Domnul Bălan, dar nu mi-ați răspuns la întrebare. Dacă una de acolo, da, făcea înregistrarea respectivă și venea la domnul Diaconescu cu ea, la, aici, la OTV, da? Și o dădea pe post. Așa. Se sacrifica. Nu mai viola un an jumate. O dădea afară în secundă. Și o dădea afară. Și ce dacă? Și rămânea pe drumuri. Și rămânea pe drumuri. Da, și, a, dar i-a plăcut să... Și violată un an jumate. Înseamnă că la se pricepea. Domnul Bălan, Roxana, este, mi se noi pare... am avut aici, de unul mi-aduc eu aminte, dar au fost mai mulți. Un pompier, cred că de știu, la Dâmbovița. Da, da. Care veni și de la Dâmbovița era, da? Un subofițer de pompieri, tulumbagiu dintre ăsta era chiar ochi în ochi cu focul, era de ăsta, servant, nu știu cum se numește acolo. Deci omul care dă ținea cu furtul acolo, ținea așa, și stă să privește în ochi cu focul și își riscă viața. Și a venit aici și ne-a spus cum se fac cu nume, cu date, cu tot.
cum se fac, că era de restructurări, da, și cum se restructura la Dâmbovița și erau dați afară pompierii care stingeau focul. Și rămâneau aia cu și rămâneau hârțoagele. Aia cu hârțoagele. Oricum era o nebunie totală, că la stins focul erau vreo 20 și în birouri erau vreo 40. Și a venit omul și a zis aici, cu date, cu oameni, abia l-am scăpat să nu-l dea afară. Lucrurile s-au întâmplat în continuare, lucrurile au mers în continuare la fel. Nu l-au scos nebun? Poftiți? Nu l-au scos nebun cumva? Nu că mai de știu. Regulă, de regulă așa se proiectează. Hai domnule, îl duce la un psihiatru. Așa? Și asta s-a întâmplat. Lucrurile dar au dumneavoastră ce credeți? Că această polițistă a avut o relație extraconjugală voită nu, până la un anumit nicio punct nicio cu secundă. Șeful și de, ulterior, nicio nu? Sau... Dar tu te duci să mai depui. Dacă, de exemplu, ai domnul fi... Domnul mi se pare absurd ca să spunem viol. Deci bă, nu, e... asta nu. E viol. Așa... Nu, este juridică. Eu aș ruga... Încadrarea juridică e prostă. Da. Ruga... Și Biblia ce scrie în cazul violului, vă citesc. Aș ruga... Vă spun, dar după, da, după pauză, domn okay, profesor, da, după un scurt publicitar, revenim și cu telesatorii care vor să intre în direct pe această temă. Unii susțin că îi cunosc și pe cei implicați. Și mai ales cine a trecut, o doamnă și... care a trecut prin așa ceva. Da, și mai ales cele care au trecut. Și la domnul Bălan, acuza vine și asupra șefului județului, nu numai asupra șefului politicos. Păi șeful amândoi... județului nu s-a prezentat. Da, amândoi au violat-o? Ca să nu se înțelege. Da, că a fost dată la mai mult. Că ăsta, ca să se pună bine cu șeful județului. Dar eu mi-amintesc... Știți cum se face, domnule? O frază vreau să spun. Da. O frază vreau să spun. Ziceți, domnule. Că ăsta a mai făcut o probă cum se poartă cu subalternii. Ăsta cu bila asta de cap, când îi asictirii pe aia care l-au prins absolut băut. Era o mostră de cum se poartă. Auzi, domnule, și cu argument de prost. Zice, nu suflu în aia că nu e igienic. Auzi ce spunea ăsta. Așa. Polițistul, ăsta, milițian, că ăsta nu-i poliție. Știți, domnule Diaconescu, cum se 2, face? Da. A spus de asta că era o neîngrijită care mirosea urât. Păi dacă e îngrijită și nu mirosea și mirosea urât, de ce te-ai dus în mașină? Păi să miroși? Să ținea de nas. Și a pus clește pe nas. Știți cum se face apropo de șeful județului? Da. Să duce șeful județului la Balș și șeful poliției Balș pregătește o masă cu șpriț în separeul celui mai mișto restaurant și se aduce și îl întreabă, șeful, un acordeon merge? Merge. Și după ce iau trei șprițuri, și fuda o fată, că avem aici fata noastră. Așa se întâmplă, vă spun eu. Bun, revenim atât în direct să elucidăm acest mister.